Lovitură pentru Vladimir Putin din partea partenerilor Iranul, țară care a provizionat Rusia cu echipamente militare, a anunțat că nu va recunoaște cele patru regiuni ucrainene anexate de Moscova. Oficialii iranieni motivează poziția fermă prin faptul că trebuie respectate principiile dreptului internațional. Ministrul de Externe iranian Nasser Kanani a declarat într-o conferință de presă la întrebările jurnaliștilor că vreau soluționare pe cale diplomatică și pașnică a conflictului iscat de Rusia în Ucraina. Totodată a fost întărită ideea că Iranul nu va recunoaște referendumurile desfășurate de Vladimir Putin în regiunile ucrainene Donetsk, Luhansk, Zaporoje și Herson. Republica Islamică Iran, ca întotdeauna și în conformitate cu pozițiile sale de principiu, subliniază necesitatea respectării de pline a principiului suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor, ca normă fundamentală a dreptului internațional și a respectării principiilor și obiectivelor cartei ONU, a răspuns ministrul de externe iranian jurnaliștilor. În ciuda declarațiilor, Iranul a aprovizionat în luna august Rusia cu sute de drone, în ciuda presiunilor făcute de Statele Unite pentru a-i opri. La nivel oficial, statul neagă că în înarma Rusia cu drone, deși Ucraina a făcut publice mai multe fotografii care dovedesc contrariul. Iranul s-a abținut să condamne invazia Rusiei la votul de la adunarea generală a ONU.